Înainte de începerea reuniunii ministrilor apărării statelor membre NATO, secretarul general adjunct Mircea Joan a transmis un mesaj de încurajare. Acesta susține că în zilele următoare se vor lua decizii importante cu privire la acțiunile alianței în conflictul dintre Ucraina și Rusia. O zi importantă la NATO, se întâlnesc ministrii apărării din alianță. Într-un moment foarte complicat, poate cel mai complicat în ultimele decenii, un moment important. Diplomația trebuie să fie pe primul plan, dar și apărarea, descurajarea și vigilența întotdeauna la NATO sunt în atenția noastră. Întâlnirea va aborda ca teme centrale situația de securitate generată de comportamentul agresiv al Rusiei în vecinătatea flancului estic al NATO și implicațiile pentru securitatea euroatlantică. Printre subiecte se numără și modul în care se va acționa în România dacă va escalada conflictul dintre Rusia și Ucraina. Vom discuta și lucruri care interesează România și zona Mării Negre, inclusiv discuția cu privire la înființarea de noi grupuri de luptă în zona Mării Negre și unde România și-a exprimat interesul să găzduiască astfel de grupuri. Ministrul apărării Vasile Dâncu, alături de secretarul apărării al Statelor Unite al Americii Lloyd Austin, dar și comandanții militari ai NATO, vor lua parte la ședința NATO.